Un nou derapaj marca Leo Grozavu a avut loc după remiza albă bifată de către Politehnica Sâmbătă pe teren propriu. În loc să vorbească despre jocul deplorabil prestat de către echipa pe care o antrenează și să încerce să schimbe ceva din atitudinea sa și a jucătorilor, Leo Grozavu a avut un discurs halucinant în care a certat suporterii care, pe bună dreptate, s-au arătat nemulțumiți de evoluția sau mai exact involuția albaștrilor și a dus totodată în derizoriu munca generațiilor de fotbaliști și a antrenorilor care au scris file frumoase din istoria recentă a grupării din dealul Copoului. Nu mi-aduc aminte, v-am spus. Nu mi-aduc aminte când e atâta pretenție, pe de unde și de ce. Iașu, an de zile, numai la retrogradare s-a luptat. Ei, și anul ăsta, tot asta se întâmplă. Nu mi-aduc aminte să fi bătut Iașu la primele locuri ale campionatului și dintr-o dată să ajungem la retrogradare. Deci nu, suntem la fel ca alte echipe, doar lumea e foarte pretențioasă de tot. Pot să înțeleg, dar nu pot fi de acord cu ei. Iar discursul în aceeași notă a continuat. Sunt singurul căruia îi se cere demisia în România. Noi, niciun fel, noi, dar nu știu de unde sunt atâtea pretenții. Eu n-am văzut la Iași să bată vreodată la campionat sau la cupe europene sau la... Au fost niște, știu eu, clasări întâmplătoare sau izolate în primele 6 și atâta tot. Dacă privim istoria recentă a Politehnicii Iași, gruparea albalbastră s-a clasat în 2 sezoane consecutive pe primul loc al play-out-ului Ligii I cu Nicolo Napoli și Eugen Nagoe la timonă. A participat în preliminariile Europa League la finalul sezonului 2015-2016, iar în sezonul 2017-2018 s-a calificat în play-off-ul elitei fotbalului din România, pe când conducătorul băncii tehnice al ieșenilor a fost Flaviu Stoican. În prezent, Iașul se află pe poziția 14-a a primului eșalon, ultimul loc care asigură o calificare la barajul pentru menținere retrogradare la finalul anului competițional. La această etapă, o clasare mai slabă în ultimii 10 ani a avut Opoli doar în sezonul 2020-2021, atunci când în etapa cu numărul 25 al regularului, ieșenii se clasau pe ultimul loc în ierarhia elitei sportului rege din România, pe atunci antrenor al albaștrilor fiind Andrei Cristea.